Da, Templodul nu a intrat încă în funcțiune. Deci Templodul s-a aprobat pe Consiliu, am făcut toate demersurile, dar nu s-a semnat pornirea în funcțiune, startul ei, pentru că e posibil să nu aibă clienți. Atunci nu se mai poate să mai pornim. Păi nu o desfințăm. În momentul când vom stabili că avem 1000 de clienți și pornim treaba, ea își începe activitatea. Dar dacă nu știu că vor avea 500, 1000, pentru că am dispus să merg acasă la om și oamenii nu vor să semneze. Spui, doamne, domnule, eu vreau să rămân cu dumneavoastră, dar în acord, pentru că matale îmi spui astăzi că vreau, iar în septembrie vii și spui centrală și mai de acasă, vezi treaba. Și am zis acordul dintre părți să fie clar, pe bază legiferat. Dacă la om, spui, domnule, mergem în iarna 2010-2011 și cu dumneavoastră. Un acord între cele două părți, le centralizează și spune, domnule, am acordul scris la cu responsabilitate. Că, fără această chestiune, te trezești în septembrie sau în octombrie, că și-au pus centrală de apartament, pleacă acasă. Și tu ai făcut în continuare cheltuie. Deci, din acest punct de vedere, ea există, dar n-a fost, n-a pornit la drum. Sunt, e în pregătire. Eu sper ca până la sfârșitul lunii august, cel mult 10 septembrie, să luăm o decizie clară pe această, pe această temă. Ca două săptămâni și cu o lună din octombrie să pregătim acolo unde putem noi. Dacă care aceste soluții locale? Soluții locale, deja eu mai am două, trei cazane pe care le-am achiziționat anul trecut și vom proceda acolo unde sunt compact la două, trei scări, dacă sunt compact să mai montăm. Soluția locală e vidinul, e vidinul de pornit că e în pregătire. Soluții locale e 13. Ce s-a întâmplat, domnul Ghișu? Da. Cazanii sau centrale? Cazanii de bloc, central. Centrala e componenta totală, cu cazan, cu schimbător de căldură, cu tot. Nu? Centrala e complexul. Cazanul este elementul, un element din acest. Inima sistemului. Inima sistemului. Și avem achiziționat aceste chestii. Am montat anul trecut la garsonierii, am montat în Traian, am montat la gară. Am montat pe bloc, la capătul bloc. Și mai avem pregătite, dar să avem cu ei, să le mâncăm. Trebuie să fie un număr bine. Soluții locale înseamnă că pot porni 13 decembrie în orice moment, că 13 funcționează, pot porni confecția în orice moment, că a funcționat, pot porni vidinul. Că... Da, dar asta înseamnă că oamenii se curească. Păi, exact. Exact. Trebuie să fie un număr minim de consumatori ca să păi, într-un calcul economic, nu pot să mă duc să pornesc centrala din vidin pentru două apartamente, dar blocul de la CEP, de exemplu. Mă duc până acolo. A spus că avem licitări foarte puține. Câte sunt până la această? Până la această dată, în jur de 250-270 de solicitări certe pe această temă. Ceea ce, în contextul actual, nu ați pornit dacă ar fi să rămâne. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Sub nicio formă, nu. Pentru că nu ai subvenția, știți că se propus redusă sau ridicarea baremului. Nu știu, vom vedea. O să lăsă. Noi suntem la zi cu ea dată de către Consiliul Local, către Termica. Vom analiza trimestrul 4. Noiembrie și decembrie. Nu e târziu. Dar să avem cui furnizat căldură și într-un regim cât de cât economic. Nu pot să... Așa vrea, dar... Ce fac? Da, de exemplu, la Donici, la vreo două blocuri, au rămas două apartamente. Vă imaginați, dacă te duci la familia respectivă și eu... Da, domnule, cum să nu vreau? Dar cum eu ne-am sigur? Da, am dat un simplu exemplu. Au rămas cât de cât un pic mai concentrat în zona 13 decembrie, dar vă spun că se montează, ca să nu folosesc termeni, destul de puternic centrale de apartament. Am avut o discuție cu marea majoritate a colegilor. Săptămâna viitoare voi avea o discuție în plen. Vreau să vă informez că din primărie și din administrația publică locală, orice om are gândul să plece. Deci nu există salariat care să spună, domnule, stau aici, că aici e bine și frumos. E bine cu sarcini, e bine cu realizarea lor, e bine, dar când ajungi la salariu. Deci toată lumea spune, domnule, în momentul când mi se oferă alternativa, eu voi pleca. Ori această chestiune este foarte dificilă pentru a forma salariați care să răspundă cerințelor, perioadei și așa mai departe.
Vă imaginați cu un inginer care are 5 milioane, că atât au luat 500 și ceva de lei de ea, sau într-un cadru fericit 7, și e un inginer constructor, și totuși constructorii își mai găsesc cum să stea la primărie, să ducă să stea la urbanism, să ducă să urmărească reparațiile pe străzi, să ducă să... Când poate o firmă, nu știu. O să vedeți dumneavoastră ce episod se va întâmpla când vor începe aceste investiții destul de mari, pentru că investițiile, discutam ieri la Piatra Neamț, numai proiectul de infrastructură, 9 milioane de aproape 10 milioane de euro. 10 milioane de euro, 400 ceva de miliarde de lei, care vor trebui introduși în Vaslui în 24 de luni. Deci în 2 ani de lucru. Acele 400 de miliarde de lei, indiferent ce firmă mare, și eu m-aș bucura să câștigi o firmă mare, pentru că vă imaginați că nu o firmă de, nu știu, nu va putea realiza aceste lucruri, ce exod de forță de muncă, pentru că ei o să vină cu logistica de un anumit punct, iar marea majoritate a forței de muncă va fi totuși locală. O să vedeți atunci cum se vor duce spre... Și, dar asta este opinia și o spun cu părere de rău, că cu oricine discutați în primăria Vaslui, și eu cred că nu numai în primăria Vaslui, oportunitatea, spune domnul primar, în momentul când mi se oferă altă soluție, pentru un leu în plus, eu am plecat. Dar asta e opinie. Păcat. N-are cum să fii mulțumit. Am cazuri de salariați care au ieșit la pensie cu o anumită sumă și acum iau 70% din pensie. Păi cum să mai stai aici la urmă sau să mai rău să mai fac ceva? Nu se pleacă la pensie. Lasă-mă în pace. Sunt niște anomalii pe care pot face. Funcționarul public trebuie format, dus pe trepte, dar când a ieșit la 60 de ani, 62 și are și un venit corespunzător. Ori acum, în primăria Vaslui, cei mare majoritate care au și experiență, care au mai rămas cu experiență, care au rămas, sunt, au 12, 13 și 14 milioane de ani. După 15 ani de muncă, după 20 ani de muncă lui vechim. E o situație. Să sperăm că în următoarea perioadă se va așeza, dar când și cum, nu știu. Acum asta este situația, iar data de 6 august a fost una din cele mai triste zile din această primărie. A fost ziua când pe Futuraș a văzut ce a intrat în... Asta e situația. Deci să nu vă spun cu toată responsabilitatea. În condiții în care toți sunt cu rate pe bănci, în care 90% sunt cu rate pe bănci, sunt cu chirii pe locuință, sunt cu chirii pe nu știu unde, sunt cu... Asta e. Și bineînțeles că... Eu am spus-o și ieri într-o discuție cu câțiva colegi, că la un moment dat, parcă își jenă să-i mai dai sarcini să nici un om. Păi cum să mai roți să rămână peste ora 16 sau să-și ducă la nemici când e plătit cu mărcătul? Sau ce-i poți face? Că zice domnul, lăsați-mă că până e ora 4, mă duc acasă. Care? Ce-i face? Mi-aș spune că-i tai din salariu. Și ce-i tai? Ce zici? Stați să vedeți când vin somați de la bărci. Să vedeți când vin pe birou și dau în contabilitate reținere. Deci, salariați. Deja o lună, două, trei, deja încep. Că, debitor de 2 luni, debitor de 3, sau nu? Dar sunt o instituție, eu nu mă refer, în situația asta sunt foarte mult bugetați și nu să aveți informații. Eu mă refer la instituția primarului și mă refer la oamenii cu care lucrez aici și pe care zi de zi îi rog să meargă să vadă dacă s-a curățat strada, să meargă să vadă dacă s-a reparat sau școala cum se prezintă pentru că începe și așa mai departe. E o chestiune. Trotuarul de vis-a-vis, probabil 2-3 zile, 5 zile se va termina, pentru că el a venit de la Lucoil și lucrează și face legătura cu ANL-ul, pentru că era tranzitul la mii de elevi care merg și... Da? Și i-am asigurat o fluidizare corectă. Da? Piața Traian îmi mențin poziția și graficul către constructor, finalul lunii septembrie este făcut.